acuzați, testare. Ne-a costică martor asistent, două persoane. Da, acum căutăm, dar nu vezi, caut, așteaptă-ne. Hai, domnule, fixul, stai și de la fiță o testare, că nu-i mare minorocie, că sunt toate spații așa de frică, parcă vă... Deci nu ați desfășurat niște activități, să vă rugăm să ne asistați, da? Un buletin să ne dați ca să vă vedeți colegul datine. Domnule conducător auto, cum vă numiți? Lasă un pic țigară. Cum? Radu Habburnic. Așa, ce s-a întâmplat, domnule? Din greșeală am lovit doi pietoni. Unde i-ați lovit? Lângă trecerea de pietoni. Cum adică lângă trecerea? Și fugeau, cum vă numiți? Așa. Din ce parte traversau? Din partea asta, dreapta mea. Așa. Ce ați consumat? N-ați consumat nimic? Da. Bun, așteptați un pic să facem un test. Conduce lui Dragoro. Dragoro. Domnul Călare e aici. Hai, Dragoro. Uite în copil. Hai să testăm. Este sigilat. Ultimele spuneți. Ca să facem testarea cu aparatul pe care nu fac. Dar nu cu pic țigara aceea, te rog frumos, da? Că... Te rog frumos. Da, o să facem un test, ca să vedeți că n-ați consumat băutură alcoolică. Poftiți? Nu o să facem. Deci vă aduc la cunoștință încă o dată că refuzul testării aerului expirat constituie infracțiune. Probe de sânge? O să mergem la spital. O să vă recoltăm probe pentru stabilirea alcoolemiei de sânge. O să refuzați acolo, da? Refuzați în fața persoanelor. Domnul conducător auto refuză să fie testat cu aparatul etilotest. Refuză orice colaborare din partea poliției. Deci vă mai întreb o dată. Notează-te rog. Este testul de alcoolemie? Da. Mă întreb, spuneți da sau nu? Nu, dar mai răspundeți o dată, eu n-am înțeles. De ce? Pentru că n-am înțeles, faceți testul sau nu? Nu faceți. Din ce motive? Atunci când ați declarat că n-ați consumat alcool, de ce nu faceți? Domnule, ați declarat faptul că nu ați consumat alcool, de ce nu faceți testul? Explicația vă rog să spuneți. Nu trebuie să... Nu trebuie. Bun. Ok.